Hei, salut! Eu sunt Cosmin și voi urmăriți Cosmin's Vlog. Mulți dintre voi m-au întrebat dacă am oferit mărțișoare de 1 martie. Nu am sărbătorit 1 martie pentru că sunt ateu. Hei, salut! În interviul de săptămâna aceasta ne întâlnim cu Dani El, un coleg de la trupa de teatru. Nu suntem prieteni. Salut, Dani El! Salut, salut! Eu sunt Dani El. Noi săptămâna viitoare o să facem un teatru cu o piesă. El a făcut un liceu tehnologic. Teologic. Teologic. Și cum era acolo, Dani El? Erau fete? Nu. Eu m-aș fi auto-exmatriculat. Și cum a început pasiunea pentru teatru? Păi eu merg la niște cursuri de pentru teatru. Pentru că la mine nu a început niciodată. Eu vreau să joc în filme de acțiune. Daniel, tu poți să râzi și să plângi la comandă? Absolut. Și eu. Vrei să-ți arăt? Da. O să plâng. Ok. Nu pot să plâng acum, dar pot să râd. Lol. Și cine este actorul tău preferat? Jack Nicholson. Și eu? Nu. Cine este Jack Nicholson? Un actor mai mare, mai cunoscut. Nu am auzit de el. Tu ai auzit de el? Tu ai auzit de paradoxuri? Da. Am văzut pe internet un paradox. Așa. Dacă tu te lovești pe tine și te doare, ești slab sau ești puternic? Nu știu, dar pot să te lovesc eu pe tine acum să văd dacă te doare. Am terminat interviul pentru că m-am plictisit. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blaze the hot. Salut, Marius. La mulți ani. Ce vreme? Unde ai fost? Bă, lasă-mă în pace, mă. Marius, probabil nu m-a recunoscut pentru că mi-am lăsat mustață. Un fleac. V-am împușcat cu multe gloanțe.